În momentele următoare vom discuta despre procesul de Continuous Threat Exposure Management. Ce este el? Care sunt avantajele lui? Precum și modul prin care se diferențiază de managementul tradițional al vulnerabilităților. Practic, Continuous Threat Exposure Management este un proces de securitate cibernetică care utilizează simulări de atacuri pentru identificarea și atenuarea amenințărilor la sisteme și rețele ale unei organizații. Acesta își propune să monitorizeze să evalueze și să atenueze în mod constant riscurile prin planuri strategice de îmbunătățire, dar și remediere a posturii de securitate a unei organizații. Vom discuta și despre principalele sale avantaje în care amintim. Gestionarea proactivă a riscurilor, Practic, acest proces ajută organizațiile să abordeze în mod proactiv vulnerabilitățile și amenințările prin scanarea și monitorizarea continuă a infrastructurii digitale. Această abordare schimbă accentul de la maniera reactivă de lucru la cea proactivă, conducând la o apărare mai eficientă. Prioritizarea amenințărilor. Programele. De Continuous Threat Exposure Management ajută organizațiile să prioritizeze amenințările în funcție de impactul asupra organizației și probabilitatea ca acesta să se producă. Prin evaluarea severității și potențialului de daune al fiecărei amenințări, organizațiile pot aloca resurse în mod eficient către riscurile cele mai semnificative. Reziliență cibernetică îmbunătățită. Abordarea procesului de Continuous Threat Exposure Management este una iterativă, încurajând organizațiile să își reevalueze și să își îmbunătățească în mod continuu apărarea. Această perfecționare constantă duce la o reziliență cibernetică îmbunătățită în timp. Organizațiile învață în fiecare evaluare și își adaptează apărarea în consecință. Informații predictibile Programele de tip Continuous Threat Exposure Management generează informații practice din datele în timp real privind amenințările. Aceste informații pot ajuta organizațiile să implementeze măsuri de remediere eficiente. Asigură luarea deciziilor pe baza celor mai recente informații privind amenințările, conducând la eforturi de remediere mai eficiente. Cam acestea ar fi principalele avantaje. Bineînțeles că ar fi mult mai multe, dar suntem un pic presați de cele 5 minute în care trebuie să discutăm despre ele. Vom discuta și despre modul în care procesul de Continuous Threat Exposure Management se diferențiază de metodele tradiționale de management a vulnerabilităților. Acesta folosește o abordare proactivă în detrimentul celei reactive. Programele tradiționale de gestionare a vulnerabilităților sunt în mod obișnuit reactive, concentrându-se pe identificarea și remedierea vulnerabilităților cunoscute după ce au fost descoperite. În schimb, procesul de Continuous Threat Exposure Management adoptă o abordare proactivă prin monitorizarea continuă a peisajului amenințărilor. Domeniul de acțiune mai extins. Programele tradiționale de gestiune a vulnerabilităților se concentrează de obicei pe vulnerabilitățile tehnice. În schimb, Continuous Threat Exposure Management adoptă o perspectivă mai extinsă, recunoscând că expunerea la amenințări po poate proveni și din diverse surse, precum erori de configurare sau utilizarea incorrectă a datelor de autentificare. Proces continuu Programele tradiționale de gestiune a vulnerabilităților adesea adoptă o abordare punctuală, efectuând scanări periodice. În schimb, Continuous Threat Exposure Management promovează un ciclu de îmbunătățire continuă, nu doar periodică, monitorizând în mod constant, evaluând și consolidând postura de securitate a organizației. Integrarea cu controlele de securitate. Managementul tradițional al vulnerabilităților este adesea realizat separat de către alte măsuri de securitate. În contrast, prin Continuous Threat Exposure Management se integrează cu controlele de securitate existente, promovând o abordare mai amplă și eficientă în gestionarea expunerii la amenințări. Ari de utilizare a procesului de Continuous Threat Exposure Management că este vorba de o organizație cu o amprentă digitală în creștere sau una cu o infrastructură digitală extinsă, toate or organizațiile pot beneficia prin implementarea unui astfel de program. Caracterul său flexibil și scalabil asigură că acesta poate fi adaptat pentru a se potrivi nevoilor și resurselor specifice fiecarei organizații. Cam atât am avut de despre subiectul ăsta. Vă mulțumesc că m-ați ascultat.